Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție Raport de zi. Tupeul celor care ne-au umilit este unul uriaș. Un lider de sindicat din energie face acuzații dure. Potrivit acestuia, austriecii ar fi interesați de restructurarea complexului energetic Oltenia. Și jaful nu se oprește aici, pentru că un activist de mediu din Suceava a surprins mai multe camioane încărcate cu lemne pe care austriecii le iau din țara noastră și nu le declară în acte. Dar cine îi trage la răspundere? Ce măsuri sunt luate? Veți vedea imediat. Vom discuta și despre detaliile înfiorătoare care ies la iveală, peste, atenție, 40.000 de oameni care au raportat reacții adverse post-vaccinare COVID-19. Sunt toate aceste efecte adverse clasate într-un document pus la sertar. Iar România mai primește o lovitură în privința aderării la spațiul Schengen, pentru că Suedia a anunțat că nu va pune pe ordinea de zi aderarea României și Bulgariei la zona de liberă circulație fără un acord cu Austria și Olanda. Care sunt interesele? Cine trage sforile? Vedeți imediat în emisiunea de astăzi. O emisiune extrem de complicată, doamnelor și domnilor, cu niște informații care vă vor afecta emoțional. Ca de obicei, veți da cu basca de pământ, iar unii dintre liderii politici prezenți și foști lideri politici vor tremura în continuare acolo, în mansardele lor, pentru că realitatea plus scoate la iveală amănunte care ne duc către două cuvinte: trădare națională. Începe Raport de zi. Acuzații dure, doamnelor și domnilor, făcute de un lider de sindicat din energie. Austriecii ar fi interesat să pună mâna pe complexul energetic Oltenia. Grupul OMV ar dori, de fapt, dincolo de terenul din Gorj, să pună mâna pe rezervele de zgură și cenușă de la termocentrale. Este o poveste complicată, dar nimic nu se putea face fără complicitatea autorităților române. Liderul de sindicat Constantin Crețan susține că austriecii de la OMV urmăresc să pună mâna pe sute de hectare de teren în Gorj și pe rezervele de zgură și cenușă de la termocentrale. Interesul austriecilor este să pună mâna pe rezervele de zgură și cenușe din cărbune care s-a exploatat din 1955 până în ziua de astăzi, pentru că prin prelucrare cenușa, asta de vorbă cu chimiști, se extrag diferite metale de o mare valoare și atunci ei devin proprietari de drept de o avuție națională. Sindicalistul este atât de revoltat încât a anunțat că va ataca în instanță planul de restructurare a complexului energetic Oltenia. Documentul prevede construirea de parcuri fotovoltaice pe terenuri care ar trebui de fapt restituite proprietarilor după exploatarea cărbunelui. Conducerea complexului energetic Oltenia, din punctul meu de vedere, va fi acuzată penal. Iar cadastriștii care vor îndrăzni să înstrăineze aceste terenuri, pe ei paște până la urmă pușcăria. Este normal să-l atacăm pentru faptul că nu poate complexul energetic Oltenia în speță directoratul, pentru că a luat și o hotărâre în acest sens de a străina terenurile către OMV Petrom să devină proprietar. Complexul energetic Oltenia a investit în refacerea terenurilor, a făcut plantări și împăduriri care au costat miliarde de lei. Și acum vin să pui fotovoltaicile și să facem proprietari austriecii pe 400 de hectare ale oamenilor din zonă care au fost rămutați. Proiectul a fost anunțat chiar de către ministrul energiei. CE Oltenia a decis să-și ia prin selecție direct fără licitație drept partener pe OMV, compania al cărui acționar principal este statul austriac. Concret, complexul energetic Oltenia vine cu 410 milioane de euro și 680 de hectare, în timp ce aportul OMV este de 76 de milioane de euro. Și vom discuta despre acest subiect cu invitații noștri de la această oră în legătură directă prin telefon cu noi. L-avem pe domnul Constantin Crețan. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență. În platou alături de noi este domnul Bogdan Glovan, profesor de economie. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Domnul Ilan Laufer, fost ministru pentru mediul de afaceri. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Și ni se va alătura în scurt timp și domnul Dumitru Coarnă, deputat independent, și domnul Adrian Izvoranu, reprezentant patronate. Domnule Crețan, aș dori să încep cu dumneavoastră. Așadar, este un proiect pentru parcuri, un parc de panouri fotovoltaice. Ce urmăresc mai exact austriecii? Eu, în primul rând, țin să vă mulțumesc, salut pe invitații dumneavoastră, țin să vă mulțumesc enorm de mult
postului dumneavoastră de televiziune, care are curajul să aducă la cunoștință opiniei publice toate nelegiurile care se fac în aceste zone ale noastre, în zonele minere, în care închid în capacități de producție unități mari care au produs și au asigurat stabilitatea de energie a României. Și vreau să vă spun un singur lucru. Ați reflectat destul de bine acest lucru, dar noi trebuie să luăm în calcul un alt fenomen pe care nimeni nu vrea să-l rezolve. Uitați-vă în declarația de avere a domnului ministru Vigil Popescu, dumnealui este acționat la OMV Petrom, are tot interesul pentru a-și atinge scopurile OMV Petrom în aceste zone ale noastre. Și vreau să vă spun că nu vin cu argumente și puteți să întrebați. Am adus chimiști profesioniști și au studiat, s-au făcut probe de cincenușa și zgura de la termocentralele care s-au depus la noi în depozite și culmea, tocmai aceste terenuri le solicită austriecii pentru faptul că materia primă se află acolo. Și această materie primă este pusă la dispoziția lor și se poate extrage din ea tot felul de materiale care sunt de o valoare foarte, foarte mare, o bogăție naturală care este a României. Mai mult decât atât, vreau să vă informez pe dumneavoastră că s-au strămutat 32 de comune și 64 de sate în total de către Complexul Energetic Oltenia. S-au afectat aceste suprafețe de teren, s-au demolat state, s-au deviat cursuri de apă, deci s-au făcut niște eforturi majore pentru acești oameni, pentru a fi expropiați. Dar în momentul când s-au expropiat, statul român nu i-a despăgubit. Deci suntem în trei situații în care trebuie să fie despăgubiți acești oameni. S-au expropiat prin decret prezidențial dat de Nicolae Ceaușescu, după aceea s-au expropiat și s-au înregistrat cu aceste terenuri la fondul proprietatea, o altă enigmă a societății românești. Și oamenii nici în ziua de astăzi n-au fost despăgubiți. Și a treia variantă este în care Complexul Energetic Oltenia le-a plătit parțial aceste terenuri sau demolări de locuințe. Deci situația este destul de gravă. Noi, m-ați dus în exproprieri din vremuri de acum 30 de ani. Pe mine mă interesează altceva, da? Acolo, la producător de energie român, ce să vezi, se coace o fermă de asta de panouri fotovoltaice. De acord sau nu? Da, pe gropile de cenușă, domnul Obede. Ok, pe groapa de cenușă. Explicați-mi și mie, domnule Crețan, cum Dumnezeu apar austrieci în chestia asta, deși, adică ei conduc, ei încasează, deși procentul lor de participare este mai mic. Și cum e posibil să nu faci tu, producătorul de energie, chestia asta, de ce trebuie să o facă austriecii? Că asta n-am înțeles. Cum s-a făcut acest contract? Cum s-a făcut? Foarte simplu. Deci OMV Petrom, primația din energie, a introdus în directoratul Complexului Energetic Oltenia pe doamna Pinta. Directoratul Complexului Energetic Oltenia a luat hotărâre de a se asocia cu OMV, cu Timaru și cu alte societăți, creând acest lucru legal din punctul lor de vedere. Deci ei au reușit și au pregătit terenul dinainte. Mai mult decât atâta, toți sunt aceia care fac și grupurile pe gaze, cu gazul care speră să le ia din Marea Neagră. Deci totul e în Vepetromul și Timaru, iar Timaru este o societate care de ani de zile a tăpușat Complexul Energetic Oltenia. Și vă mai aduc la cunoștință și dumneavoastră vă rog să veniți în zone și să verificați, pentru că tot că dumneavoastră de presă spune adevărul. În anii trecuți a început redarea de ani de zile. În exploatarea cărbunelui s-a abandonat stratul 6 de cărbune. Cel mai gros strat de cărbune se află sub aceste terenuri, pentru că n-avea voie să-l abandoneze. Dar l-a abandonat în sensul de a pregăti o rezervă de cărbune pentru viitor, pentru mafia din energie. Un alt aspect care instituțiile statului ar trebui să ia măsuri urgente. Domnul Crețan, dar cine a hotărât acolo că trebuie să apară acest parc de
fotovoltaice. De panouri de-astea. Cine a hotărât lucrul acesta? Cine a hotărât să-i dea conducerea și beneficiile lui OMV? Și încă un aspect. OMV vine, pune pe masă doar 86 milioane de euro, în timp ce ceilalți pun o sumă mult mai mare. De ce pune OMV doar această sumă? Pentru că ei se folosesc de legislația europeană care ne-a dat acei bani, bani care de fapt sunt toxici pentru PNRR, și spune în felul următor, jumate din acțiuni trebuie să aparțină sectorului privat. Ei se consideră că complexul energetic Oltenia este o unitate de stat și jumate privat. Deci sunt niște condiții și atunci au profitat de acest lucru introducând un om în directorat pe doamna Pinta, care a luat hotărâri de înstrăinare a terenului care nu le aparțin. Nu știu, domnul Crețan, eu am senzația că dumneavoastră ne răspundeți crezând că noi știm toate dedesubturile de acolo. Eu cred că mai bine mi-a spune foarte clar, ca să înțeleg și eu. Deci acest par de panouri fotovoltaice, da, a apărut ca idee printr-un parteneriat între Oltenia, da, și OMV Petrom și Oltenia. OMV Petrom și alții, da, and friends, da. Da? Da. Bun. Pe mine, eu știu că toată povestea asta e ieșită în spațiu public cam de vreun an. Și toată lumea s-a întrebat cum Dumnezeu își pune ăla cumva concurența acolo. Dar am trecut peste asta. Dumneavoastră ne spuneți așa, că acest parc va fi construit pe cenușa sau, mă rog, zgura aceea despre care vorbiți, da? Pe cenușe din 1955 până acum, da. Da, zgura aceea, că acum vă întreb, are niște oxizi care ar putea face cu ochiul cuiva? Nu, deci eu v-am spus și am și trimis un raport în sensul ăsta și am contactat doi chimici care au făcut și aceste probe. Și până la urmă, nu e un secret. Este un domn chimist Ioan Vodă și domnul Mircea Dan Popescu, un alt chimist care a făcut probe din această zgură și cenușă și rezultă că conține metale foarte, foarte prețioase. Deci asta urmăresc. Spuneți-ne o sumă. Ce ar însemna aceste metale de mare valoare? Păi gândiți-vă că începem cu aur și terminăm cu germaniu și cu alte metale de importanță foarte, foarte mare. Deci vreau să prelucrez această cenușă și să pregătească să devină proprietari de toate rezervele de cărbune care s-au alte a lungul anilor în marele termocentrale. Dar de asemenea am înțeles, și o să las și invitații să comenteze, că există o firmă din Turcia care s-a arătat interesată de-a lungul timpului de zgura aceasta, oferind undeva între 3 și 5 euro pe tonă. Da? Și n-au reușit să intre acolo și să valorifice aceste deșeuri. Și deodată apare această fermă de panouri fotovoltaice, cumva o intenție bună, mascată, spuneți dumneavoastră, până la urmă de un jaf, da? Un jaf pe metale rare. Greșesc? Da, este foarte, foarte adevărat. Vreau să vă spun următorul lucru. Complexul energetic Oltenia a derulat o formă de asociere cu diferite societăți. Toate au fost eliminate și nu au fost acceptate decât OMV Petrom, la care este acționar domnul Virgil Popescu, și Timaru, dacă am verificat, eu vă spun că sunt lider aici în complex și este societatea care a căpușat cu băieții deștepți din energie prețul la energie și multe, multe alte afaceri în relația cu complexul energetic Oltenia de-a lungul anilor. Deci și-au ales numai pe aceia care, din punctul meu de vedere, le-a umplut buzunarele și au interese. Deci eu nu pot să nu acuz pe domnul Popescu pentru că are acțiuni și spune în declarația de avere acțiuni la OMV Petrom. Deci este asociat la OMV Petrom. Așa și Petrișor Peiu are acțiuni la OMV Petrom. Da, Petrișor Peiu nu-i ministru, aia e diferența. Poftim? Petrișor Peiu nu-i ministru, se zice conflict de interese. Domnul profesor Petrișor Peiu... Este conflict de interese, dar nimeni nu ia niciun fel de măsură. Păi n-are cine statul român e pus acolo să fie complice la infracționalitate, nu să fie cel care... intervine deci nu vă supărați pe mine, din punctul meu de vedere este cel mai puternic din România. Dumneavoastră aveți dreptate. Aveți dreptate dumneavoastră, eu vă susțin punctul de vedere și tocmai spun că statul român este complice la acest grup infracțional organizat.
Aia spun. Domnul Pei, da, foarte bine că are acțiuni, nu e ministru, e în regulă, nu e niciun fel de problemă. Din cum bagi un spun, boss prin doar cum acum vă apucați de nu știu ce. Dar e discuție veche asta cu domnul Virgil Popescu, cu acțiuni OMV și cu stații pe care le administrează soția dumnealui. Conflict de interese mai clar decât ăsta nu există. Se vede din elicopter, te vede de pe lună. Dar cine trebuie să vadă, nu vede. Procurorul general cercetează pe Putin, pe Virgil Popescu, nu. Știți? Noi am depășit orice formă de ridicol. Bun. Domnul Glovan, domnul Laufer, domnul Izvoranu, ați văzut, iată cum apar tot felul de date despre furăciuni programate de această dată, pentru că lucrurile astea nu se fac peste noapte, da? Plin de intenții bune, aoleu, facem energie verde, vii pe un potențial teren cu metale rare și extrem de scumpe și zici, domnule, lasă că noi punem panouri aici, da? Pe care poate poi mine le dau jos și se apucă de scormonit. Există procedee, exact, nu doar chimice, ci de rafinare a metalului pentru a scoate, ce să vezi? Până la urmă, habar nu avem noi câte milioane, milioane și milioane de euro. Din punctul meu de vedere, e o chestiune... Habar pentru că complexul Vecicoltenia a fost cândva în patronat în Cepisc și știu destul de bine situația și știu de bine, la fel de bine și resursele. Aici sunt două discuții mari care nu cred că le putem epuiza într-o emisiune de o oră așa, dar eu vă spun așa, povestea asta cu panourile fotovoltaice cred că ar trebui să fac obiectul unei analize mai profunde, pentru că tipul de energie și caracteristicile energiei din fotovoltaic nu se compară cu, de exemplu, ce face complexul Oltenia. N-are nicio legătură și nici economic nu este cea mai deșteaptă soluție. În ce privește ce se găsește în haldele de acolo, de cenușe, și vreau să vă spun că e aceeași situație dacă mergeți la Copșa Mică, fix aceeași situație. Am fost acolo cu o iașă ca domnul Crețan, am fost și eu acolo cu specialiști, mi-au scos într-un creuzet în curte, mi-au scos 4 grame de zinc din ceea ce ei vreau să arunce. Același lucru la Moldova Nouă, unde vreau să vă spun că conținutul de minereu de cupru din halde e aproape egal sau, mă rog, comparabil cu al unor exploatații de cupru din țară. Deci tipul ăsta de abordare discutat așa de oameni care nu știu foarte bine despre ce e vorba, e foarte periculos. Mă refer la politicienii care ne argumentează nouă de ce e bine să facem treaba asta. Deci ar face, cred, obiectul unei analize mai profunde și cu specialiști, cu experți, cu cifre, ca să vedeți cam ce bogăție imensă se găsește în aceste lucruri pe care noi ne permitem cu inconștiență să le aruncăm. Și să nu uităm că și locurile de muncă s-ar putea să fie puse în pericol. Domnule Laufer, vă rog. Sunt două chestiuni pe care eu nu le înțeleg. Poate lucrurile astea se întâmplă și în alte țări, nu știu. Dar întrebarea mea, de fapt, sunt două. E în felul următor. Niciodată nu o să vedem genul ăsta de contracte cu atribuire directă către o societate românească. Fiindcă dacă se întâmplă așa ceva, a doua zi se pornesc anchete, începe presa, începe DNA și așa mai departe. Deci asta e o chestiune pe care, cel puțin pe mine, mă intrigă foarte mult. Că și alte state probabil fac lucrul ăsta, dar își folosesc propriul capital autohton. În România lucrul ăsta nu se întâmplă, din păcate. Ba mai mult, am senzația că este interzis. Dacă cumva se întâmplă, este imediat sancționat. A doua chestiune și a doua întrebare este, de ce la 30 și ceva de ani de la Revoluție, în continuare, senzația mea ca antreprenor, care plătesc taxe și impozite, este că toate aceste companii de stat, în continuare, în mare majoritate, însemnând peste 80-90%, au o gândire comunistă. Adică trebuie să vină OMV-ul și să zică, băi, la tine în curte, putem, tu care ești producător de energie, putem să facem niște panouri fotovoltaice. Tu dai banii, eu vin cu ceva puțin acolo și eu iau profitul și tu primești și tu 50%. De ce nu vedem manageri competenți în aceste companii? De ce nu vedem gândirea în afara boxului, da? În afara cutiei, cum se spune în Statele Unite? Lucrul ăsta, din păcate, că s-au schimbat generațiile, dar mentalitatea a rămas aceeași. Și este foarte trist, punând aceste două chestiuni, și prima și a doua întrebare, cred că răspunsul nu se află la noi. Este pe undeva pierdut în spațiu. Domnule, a pierdut cineva? Dar vedeți că în Statele Unite nu sunt foarte multe companii de stat. Nu sunt, da. Eu vorbesc cum s-au reorientat companiile de stat din fostul, să spunem, bloc comunist.
La noi este ceva... Și cred că nici contracte păguboase pentru statul respectiv nu prea există. Da. Până la urmă, aici, din ce am înțeles și eu, sau n-am înțeles, este o problemă de patrimoniu, pentru că noi nu știm cu adevărat și iată câte discuții apar în legătură cu patrimoniile acestor companii de stat. Multe lucruri sunt ținute la secret sau nici măcar nu sunt inventariate corect, deci nu putem ști care este adevărul, ce bogăție mai zace acolo și este foarte posibil ca din cauza tehnologiilor de la vremea respectivă cu care a fost prelucrat cărbunele, în prezent să avem o mulțime de reziduri valoroase, dar asta trebuie să facă obiectul unei gestiuni adecvate. De asta spuneam. În cadrul companiei respective. Care nu există. Doi la mână, într-adevăr, este exagerat să asistăm la aceste contracte care par cu dedicație, mereu contracte cu încredințare directă, fără o procedură transparentă. Deci decidenții ar trebui să ne spună care a fost mecanismul, care au fost criteriile pe baza cărora a fost selectat OMV. Selecție directă, fără licitație. Deci care au fost criteriile? Da? Ei, asta la baza acestor. Dacă au fost. Glover, dacă au fost. Dar nu se fac atâtea serioși. Afaceri fără licitații, adică, totul a spus. Se vede din avion toată povestea asta. Domnul Cara, dacă nu mă înșel, noi am vorbit de tunul ăsta de acum un an, că a ieșit pe surse când se pregătea, da? Domnul Glăvan, au acoperit-o elegant, așa, domnule, facem... Deci avem nevoie de energie verde, pentru că Ursula ne zice, ia, că pacă, panouri, că nu știu ce, că nu știu cum. După aia, unde găsesc ei teren mare să pună mii de panouri? Pe unde? La fraierii de la CEO Oltenia, da? Fraierică, adică cumva aș pune în curte o firmă, da, care le face concurență, că tot în sistem vor da energie electrică. Dar ce să vezi, pe unde le așezăm? Păi le așezăm pe un zăcământ care ar putea fi cu, nimeni nu știe, deși unii sigur știu, da, de o valoare inestimabilă în metale rare. Mai ales că acum nu se găsesc metalele rare. Știți foarte bine ce se întâmplă cu conductorii auto și așa mai departe, da? După aceea, domnule, trebuie să facem un parteneriat între CEO Oltenia, dar așa, și privați, da? Păi, dar nu luăm numai OMV-ul, că bate la ochi, da? Ăla nu se asociază și el cu cineva? Și sună pe acel cineva, bosule, da, tu știi că faci panouri fotovoltaice cu statul român? Nu! Păi de da, mâine ia legătura cu băieții de la OMV și veniți la pachet. Adică am așezat-o frumos. După aceea, ce să vezi? Ăia vin cu un fir firic. Fraierii ăștia de la CEO Oltenia, care se află într-o 410 într-o milioane gaură, de euro. Într-o gaură, vin cu toți banii ca să facă aia și ce să vezi, conducerea cine o are? OMV! OMV! Deci e clasică, noi am mai văzut povestea asta. Am văzut-o la SNP Petrom. Băi, cum e SNP Petrom? O unitate mare, cât are? 60.000 de angajați. Cine o cumpără? A, și cu profit, da? Cine o cumpără? Păi niște fraieri din Austria, da? Păi ea cât sunt? Păi ea au 1.000 de angajați. Păi au furat vreodată? Nu. Păi și cum facem? Le dăm bogăția asta? Da, moca dacă se poate. Dar vedeți că noi în România avem o sumedenie de instituții, de control, da, de audit, de dosare penale și așa mai departe și noi stăm și desfacem mițele unei spețe la televizor. Lăsați instituțiile, că vă explic eu un dosar penal cu implicarea OMV, cu un prejudiciu demonstrat de procurorul de caz de 70 de milioane de euro, începută urmărirea penală împotriva acestei societăți comerciale în 2015, și marea instituție de stat care gestiona parchetul de la Constanța, adică parchetul general, ca să blocheze dosarul, a preluat la București și s-a închis cazul. Nici acum nu știm ce s-a întâmplat cu dosarul ăla. Iar procurorul de caz, domnul Niță, îl puteți contacta, a început urmărirea penală împotriva OMV pentru o evaziune fiscală de 70 de milioane de euro. Și dosarul unde e? Dosarul la doamna, cum o cheamă? Doamna Scută, care o cercetează pe Putin. Ia să ne vedem să sertar sau la parchetul general, intră în sertar, bineînțeles. Câte sertare are doamna? Are multe, are multe. Are multe. Are multe. Are multe, da. Sau dacă îmi permiteți. Da, domnule Zuran. Eu v-aș mai sugera o instituție care să vă adresați. Nu neapărat parchetul, ok, băieți ăștia rezolvă ce rezolvă. Dar încercați o chestie, putem să lansăm în spațiu public o idee, poate că o agăsă cineva de zbor. Dați, domnule, 3 luni de zile timp și banii necesari Universității Politehnice București și vă va spune în 3 luni de zile și cât și ce se găsește în acel lucru pe care îl considerăm deșeu. Și o să rămâneți mai să știe ce este acolo, nu aia e problema.
problema de fond e că păi e ascuns. Dacă se știe toată lumea și se știe nu zboară, Ana, dar nu v-ați gândit. Asta se dorește, să nu știe toată lumea. Că toată golăneala asta e făcută să închidă CEO Oltenia. Și astfel să lovească aproape letal în producția de energie a României. Nemții deschid termocentralele, ce Oltenia ciuciu. După aia cu mintea, da, a venit ăla cu pârșul albastru, da, pârșul de pădure. Și ce să vezi, nu mai putem extrage cărbune de acolo. Se vede din avion că totul face parte dintr-un plan bine organizat. Despre asta vorbim acum. Știți ce se întâmplă? Ei acoperind, atenție că n-ați menționat, ei acoperind circa 20, peste 20% ca segment de piață din producția de energie a țării. Este al doilea după hidroelectrică, atenție, adică nu discutăm de o jucărie de centrală de bloc. Niște grupuri pe care l-au închis. Dar despre ce vorbim aici? Dar nu e bine să fim sclavi? În momentul acum nu mai cucerești o țară, nu mai cucerești cu trupe, vine cu tancul, tank. Nu, tati, o iei frumos economic, da? O iei economic și ajung la vorba lui Adrian Năstase, da? Care spunea într-un puseu de ăsta, într-o epifanie de semantică, așa, că cine controlează SNP Petrom controlează țara asta din punct de vedere politic și economic. Eu revin mai departe și spun, cine controlează energia în România, controlează țara asta din punct de vedere economic și politic. Da, domnul Crețan. Cu permisiunea dumneavoastră, vreau să vă spun următorul lucru. Noi am acceptat, deci liderii de sindicat am spus-o în felul următor, domnule, nu acceptăm să închideți energia pe cărbune. Motivația lor era destul de clară. Le-am adus soluții și nu vor să le aplice. Le-am adus soluții în care să producem energie curată, cărbune cu biomasă. I-am adus inventatori. Inventatorul Hornet, de exemplu, dacă știți că e destul de cunoscut, în care produce energie curată. Am venit cu soluții. Ei merg pe soluția lui Vigil Popescu și a lui Burlan, care și el, din punctul meu de vedere, o să mă dea în judecată. Să mă dea în judecată pentru că este un penal. A fost director, a avut cătușe pe mâini, cercetat dosare penale. E același lucru. Nu se întâmplă. Nu am nici teamă decât de Dumnezeu. Dar le-am spus, domnule, nu închideți cărbunele. Pentru că cărbunele asigură garanția energetică a țării în orice condiții. Nu putem merge cu fotovoltaice. Asta spuneam și eu, domnule Crețan. Nu putem merge cu termocentralele. Și au venit cu soluții cu fotovoltaice și mai mult decât atât am acționarii OMV și băieții din complexul energetic Oltenia care spar complexul energetic Oltenia în 5 SRL-uri asociați cu OMV, Petrom și cu Arlos Latina. Și nu știu cât o să mai apară. Deci nu putem să ne batem în joc de sistemul național energetic. În 1999 au spart unitatea energetică a României, lucru pe care trebuia să-l refacem acum, acel mix energetic, începând de la hidronuclear, electrica, cu termă și pe eolian. Încearcă ei acum un fel domnul de mix Bercean, energetic, nu, dar... Da. Nu, asta am avut mixul. Domnule Crețan, atunci a dat și dumnealui cu Vidianu destule tunuri în complexul energetic Oltenia. Cărând de aici, ultime de compensare și complexul energetic Oltenia a fost căpușată în banilor. Un lucru este cert. Dacă faceți o instalație pirolitică de ardere a deșeurilor la CEO Oltenia și aveți și capacitatea, ardeți 70% din deșeurile din România și faceți energie. Deșeurile și cărbunele combinat. Păi ce tot vorbim, ce tot... Și perfect ecologic. Și perfect ecologic. Nu poate nimeni ce tot vorbim, este clar ce gură ne-a luat. Eu am fost la aproape 2 ani de zile. Foarte mult pentru intervenție, domnule Crețan. Scandal uriaș după anunțul de privatizare a Romsilva. Sute de angajați anunță un protest de amploare și susțin că peste 3,1 milioane de hectare de pădure aflate în proprietatea statului sunt astfel în pericol. Asta după ce guvernul României a adoptat un proiect de lege care desființează, practic, regiile autonome. Iar în cazul în care Romsilva va fi privatizată, totul va fi vândut pe sume infime și va ajunge în proprietatea unor grupuri politice la nivel european, chiar și mondial, iar mii de locuri de muncă vor fi desființate, așadar, și sfilcutorii vor pleca să lucreze în alte state din Uniunea Europeană. Și în tot acest timp, doamnelor și domnilor, austriecii nu renunță la jaful pădurilor. După ce ne-au umilit, aceștia continuă să ne ia resursele fără nicio jenă. Un activist de mediu din Suceava a surprins mai multe camioane încărcate cu lemne pe care austriecii le iau din țara noastră și nu le declară în acte. Imaginile au fost postate în mediul online și în scurt timp au devenit virale și au stârnit revoltă.
Camionul plin cu lemne din imaginile devenite virale a fost confiscat. Potrivit informațiilor, șoferul, care este de fapt pădurarul din Rădăuți, a făcut mai multe transporturi pe un singur aviz. Potrivit activistului, pădurarul nu este la prima abatere. Acestuia i s-au mai confiscat și alte două camioane pentru un transport ilegal de lemn de 10 metri cubi. Pădurarul a fost trimis în instanță de activiștii de mediu și a amenințat în repetate rânduri timp de 2 ani că va sta în procese până când se renunță la acțiuni. Zilele trecute, un alt camion care transporta ilegal cu 6 metri cubi de lemn mai mult decât scria în aviz a fost întors din drum, iar altul care avea în aviz doar 3,8 metri cubi a fost și el oprit de oamenii legii înainte să treacă granița. Domnilor, există o continuare, că jaful ăsta vine cumva tot pe o chestie care se numește energetic, energie. Pentru că, iată, 60% din populația României se încălzește cu lemne, da? Sau cu pele, sau cu ce vreți dumneavoastră. Ok. Și vorbim iarăși despre pădurile statului care sunt jefuite. Sunt și români băgați acolo, sunt și maghiari băgați acolo, știți foarte bine, drujba lui Dumnezeu și puișorii săi. Dar ce să vezi, sunt marile firme cu acționariat austriac sau ruso-austriac. Acum, activiștii de mediu se tot bagă și tot filmează. Unii și-au luat bătaie cât casa, au murit și oameni, da? Ei, răstim, ce să vezi, privatizăm Romsilva, iar pădurarul nu mai are competență de paza pădurii. Cumva, asta înseamnă privatizarea. Deci scoatem pădurarii din afacerea asta și angajăm niște firme de pază. Nu se știe ale cui, nu se știe cine câștigă licitațiile, da? Și apoi începem dansul cu tăierile ilegale. Mai este o șmecherie. Legea zice așa, că ai camionul și tu în acte declari că, domnule, câți metri cub ai? 10, da? Dar tu ai 14. Domnule, nu e dosar penal. Ori îți întoarce camionul, ori îți dă o amendă modică. Da? În continuare, firmele astea, Eger, și Egert și, bă, cum o cheamă pe aia, Timberland, acum aș fost Schweighofer, își fac de cap în zonă, da? Cristi Bodnar, activist de mediu. Daniel Bodnar. Daniel, pardon, scuze, domnule Bodnar. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Domnule Bodnar, dumneavoastră... Mere treaba, mere, nu? Mere. Ați urmărit camioanele, chiar dumneavoastră. Ați fost acolo, ați văzut tot ce se petrece. Până la urmă, statul român nu va mai avea control asupra Romsilva, pentru că, iată, se privatizează. Pe mâna cui vor ajunge pădurile acestei țări? Personal, împreună cu băieții din echipă, chiar am discutat acest aspect și consider cea mai mare greșeală pe care o poate face România dacă ar privatiza Romsilva. Noi tot ce ne dorim este ca să fie reformat, dacă se poate restructurat, adică să fie oameni capabili, oameni serioși, oameni care să iubească pădurea, să iubească această bogăție națională, până la urmă aparține tuturor românilor. Nu este nici a austriecilor, nici a mafiei lemnului, este a noastră a tuturor. Și mi-aș dori ca să fie oameni capabili, oameni serioși care să o conducă, să o reformeze, ca să fie pe placul tuturor. Omul capabil cred că ar fi trebuit să fie Tanțoș Barna, domnul de la UDMR, oare ce face? Protejează vreo pădure? În timp ce domnul Tanțoș Barna susține că tăierile ilegale sunt inexistente, i-am trimis chiar e-mail să vadă sesizare confirmată de Garda Forestieră Cluj, 4.600 arbori tăiați ilegal într-o singură partidă. Deci nu poate să susțină asemenea inepții. Ei, nu poate. Bă, poate. Cine îl deranjează? Se vinde ieftin. Bă, da... Noi am vorbit acum câteva zile, domnul Bonar, da? Când am arătat imagini cu camioane, mă rog, confiscate, care duceau, ce, bușteni la o firmă austriacă. Treaba merge în continuare acolo, nestingherită, nu? Treaba merge non-stop acolo, deci nu văd. Ei găsesc mereu o scuză și spun așa, păi camioanele confiscate nu au trecut de barieră. Camioanele care le-am inventariat în curtea fabricii. Cum pot să susțină, dacă ei tot încearcă să găsească scuze, să ne spună câte camioane au întors de la barieră? Ei primesc totul, nu contează că este legal, ilegal, cantitatea care este în aviz. Astea sunt povești pentru cei care nu se pricep din partea austriecilor. Bun, rămâneți cu noi să completați cu date de la fața locului. Domnilor,
Altun, da? Avem de privatizat Ronsilva. Dacă privatizăm Ronsilva, pădurarii, băi, nu mai au ce căuta ei în pădure, doar să marcheze arbori, așa, dar în rest nu mai sunt ei de competență acolo, mulți dintre ei fiind mână-mână cu tăietorii, dar foarte mulți dintre ei, ca să fiu corect până la capăt, își iau și ei bătaie de la tăietorii ăștia ilegali, da? Firmele austriece sunt zânele tăiatului de arbori. Domnul Coarne. Păi sunt pentru că sunt protejate. Primul tăietor al României este în dealul Cotroceni. Tăietor în sensul că protejează pe acești oameni, pe aceste firme austriece, sunt protejate de Klaus Werner Iohannis la propriu, fără niciun dubiu. Sigur că în condițiile astea, pădurarii, unii sunt corecți, alții se vând și ei ieftin, pentru că nici oamenii ăștia, firmele astea din Austria, n-ar putea să facă acest jaf la propriu fără o complicitate a autorităților române, a Ronsilva, a poliției, a Consiliului Județean, a prefectului și așa mai departe. Pentru că, uitați-vă, cum controlezi un transport de lemne, cum ai constatat 7-10 metri în plus? Aia înseamnă că ei n-au fost controlat niciodată. Era extrem de simplu la graniță când pleacă sau în zona de competență pe care are poliția română să fie controlată în mod constant. Și problema de fond este în reglementare, cum foarte bine a sesizat domnule Putin. Aceste firme austriece au influențat legea din România, codul silvic, și sigur că au transformat infracțiunea în contravenție tocmai pentru că știau exact ceea ce urmează să se întâmple. Și atunci ei au avut o protecție legală și au avut. Amintiți-vă că acest președinte despre care spuneam că e primul tăietor de păduri din România, Klaus Werner Iohannis, a întors codul silvic de câteva ori, că erau niște lucruri care nu conveneau tăietorilor de păduri din Austria. Da, dar în același timp patronul de la Schweighofer într-un interviu persifla cumva România spunând, păi ce bă, țara voastră, păi la voi schimbăm miniștri ca pe șosete. Și a făcut și referire clar, că da, ați vrut să facă codul silvic, pac, am schimbat ministrul. Exact ce v-am spus despre eu. Ce vorbim. Mai mult deci, de atât, unul dintre ministri, a fost otrăvit, stați un pic, că unul dintre ministri care a încercat să facă totuși ceva, a fost otrăvit și vorbim de documente pe care ni le-a pus la dispoziție un expert, care ne-a spus că doamna ministru Pană a avut o problemă de tipul ăsta. Iar parchetul iară nu face nimic, au clasat dosarul. Păi te întrebi primul tăietor al României de lemne, Klaus Werner Iohannis, al doilea tăietor, Nicolae Ciucă, al treilea, Marcel Ciolacu. Restul nu e vinovat. Ei adică protejează. Astăzi s-au apucat să taie lemne, domnul, problema e de la cap. Lăsați-o până la coadă. Știți că peștele se curăță de la cap, de atunci când coada nu mai mișcă. Ori în condițiile în care, uitați-vă, acum vor să umble la reglementare, că încă mai există niște piedici pe acolo și vor să modifice totul, să predea încă 3 milioane de hectare, să le predea domnule Bodnar, celor scurt, din Austria. După care trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, vă rog. Deci era o propoziție, dacă se poate. Vă rog. Deci, la toate emisiunile economice la care particip, am văzut întotdeauna că pronunțăm și ne uităm întotdeauna la indicatorul care e total nesemnificativ și anume PIB, produsul intern brut. Oameni buni, haideți să evaluăm, că vorbim de păduri și probabil și de altele, haideți să evaluăm și nu s-a mai făcut această evaluare, vă spun, de 30 de ani în România, avuția națională, pădurile României, reprezintă o parte din acest indicator deosebit de important. Domnul Izvoranu, cu tot respectul, iertați-mă că vă întrerup. Facem, dar stați să scăpăm de ea, că să nu avem multe hârtii de consumat, că iar trebuie să tăiem, Doamne ferește, niște copaci să facem hârtie. Ați înțeles ironia, rămâneți cu noi. Mulțumesc, domnule Bodnar. În câteva minute o să vorbim despre scandalul de la șantierul Damen Shipyard, de la Mangalia, da? Este a șasea zi de proteste. Ministrul Economiei va fi cu noi. Acolo nu mai sunt austrieci, dar ce să vezi? Hop! Sunt olandezi. Revenim în câteva minute.
Au fost în continuare proteste la șantierul naval de la Mangalia. A fost așadar a șasea zi în care peste 1500 de angajați și-au strigat nemulțumirile și-au scandat în fața curții instituției. Aceștia amenință și cu greve în timpul turelor dacă cerințele lor nu vor fi luate în calcul. Și vorbim despre această situație de acolo cu președintele Sindicatului Liber Naval Mangalia, Laurențiu Gobeajă. Bun găsit! Și ni se alătură prin telefon și domn Florin Spătaru, ministrul economiei. Bun găsit, domnule ministru, și vă mulțumim pentru intervenție. Domnul Găbeajă, bună ziua! Da, bună ziua, vă salut! Într-adevăr, astăzi protestele au continuat la Mangalia pe durata patru, așa cum spuneam și zilele trecute, motivele pentru care salarii s-au protestat zilnic și intenționează să o facă zi de zi până când angajatorul le va oferi răspunsuri. De la o zi la alta, numărul acestora crește, pentru că sunt unii dintre ei se revin, își reiau activitatea după concedii și se alătură celorlalți. Nivelul de nemulțumire de asemenea se amplifică și datorită faptului că salariații se consideră că sunt ignorați. Astăzi am primit vizita domnului secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei împreună cu consilierul dumnealui. Ne așteptam să ne transmită niște răspunsuri pentru că ne-a zis că înainte să se prezinte la sindicat a avut o discuție cu angajatorul, însă a venit într-un moment nu tocmai oportun, să zic așa, pentru că era chiar în timpul în care salariații scandau în fața pavilionului. Domnule Gobeajă, dar spuneți-ne ce salarii aveți și cât ați cerut, ca să înțelegem nemulțumirea. Nivelul salarial din cadrul șantierului este, nivelul salariului mediu e undeva la 5.080 de lei brut. Nu este un salariu foarte mare, net este un salariat muncitor la un cam de 8 ore, am înțeles, între 3.000 și 3.300 de lei. Domnul Gobeajă, mi-a spus ieri în emisiune că, acționariatul, proprietarii, ar fi dat niște compensații numai unei părți dintre angajați pe principiul divide et impera. Vreau să vă întreb ceva, pentru că au tot venit informații vis-a-vis de olandezii care vorbesc despre acest Damen Ship Yard. Ei spun că este singurul șantier naval pe care îl dețin și care este în pierdere. Este adevărat? Din ceea ce știu și eu, da, într-adevăr, șantierul naval din Mangalia are pierdere, dar nu cred că pierderile ar trebui să dăm explicații de ce există aceste pierderi. Pierderile societății au fost în fiecare an. Într-adevăr, rezultă, după cum știm cu toții, dintre venituri și cheltuieli. Venitele societății sunt de 10 ori mai mici decât în perioada coreană, referitor la cifra de afaceri pentru anul 2020 și în continuare cifre de afaceri semnificativ mai mic. Cauza unui management cheltuielile au rămas cam aceleași, numai că veniturile au scăzut drastic. Deci cheltuieli mari și venituri mici. Asta din cauza unui management deficitar, domnule Gobeajă? Exact, pentru că nu rămâneți cu noi. La capacitatea optimă. Domnul Spătaru, ministrul economiei este cu noi în direct pe cealaltă linie de telefon, domnul Gobeajă. Vă salutăm, domnule ministru. Da, mulțumesc. Bună ziua. Bună ziua, domnule ministru. A șasea zi de proteste la Damen Shipyard din Mangalia. Oamenii spun acolo că deja acționariatul, proprietarii sau ce sunt ei acum, post-privatizare, nici măcar nu discută cu sindicaliștii. Și aș fi vrut să vă întreb, ați trimis astăzi un secretar de stat, spune domnul Gobeajă, care a ajuns într-un moment în care oamenii erau destul de inflamați. Cum se dezamorsează situația de acolo, dar mai ales aș vrea să știu cum Dumnezeu, da, iată, se duce către faliment un șantier naval care duduia pe vremea conducerii coreene. Da. În primul rând vreau să corectăm informația că un șantier naval duduia pe vremea coreană. Bănuiesc că sunteți la fel de informat ca și mine că acest șantier nu a mai avut profit din anul 2000. A dudui nu înseamnă că ai și profit. A face producție care e pierdere în anumite condiții este un mod pe care coreenii sau conducerea coreană de la vremea respectivă l-a considerat ca fiind oportun pentru acel șantier. Pe de altă parte, eu sunt în legătură directă cu liderul de sindicat
aproape la fiecare două zile. Știam de acest protest, am discutat cu ea, am înțeles care sunt nemulțumirile, tocmai de aceea am trimis un secretar de stat care să discute atât cu membrii Consiliului de Supraveghere, atât olandez cât și român, și cu reprezentanții sindicatului pentru a vedea care sunt, care e calea prin care activitatea acestui șantier să continue. Pentru că nemulțumirile salariale, bineînțeles că ele trebuie discutate în contextul, în cadrul contractului colectiv de muncă și trebuie făcută evaluare clară a situației angajaților, care sunt nemulțumirile lor. Înțeleg că nu e vorba numai de salariu, e vorba și de niște bonusuri care au fost date, dacă au fost date cu respectarea prevederilor legale, dacă ele au fost comunicate corespunzător. Pentru că așa trebuie să funcționeze o companie. Bun, domnule ministru, noi, ca reprezentanți, Ministerul Economiei majoritar, este acționar la șantierul naval. Asta vreau să vă spun. Noi, ca acționar majoritar, olandezi să facă noi, ca această majorare majoritar, sau vom merge în continuare și ne vom asigura că atât drepturile, cât și responsabilitățile noastre ca acționar majoritar vor fi îndeplinite și respectate. Nu am numit în Consiliul de Supraveghere oameni doar care să spună da și să nu fie activ, am numit oameni care să aibă un cuvânt de spus în acel Consiliu de Supraveghere, să asigure comunicarea corespunzătoare și să ia deciziile în beneficiu acționarului și al acționarului majoritar, care este statul român. O secundă, domnule ministru, adevărat? O secundă. Domnule Gobeajă, este domnul ministru pe cealaltă linie. Vreți să-l întrebați ceva? Da, vreau să fac o observație, probabil că i-a scăpat domnul ministru. Societatea nu din 2000 n-a mai avut profit. Într-adevăr, a avut pierderi foarte mari an la rând, dar senzațional sau nu, în 2017, societatea DMH și a avut profit. Și în 2015-2016, când spuneați că bubuia, erau 10.000 de salariați în șantier. Acum a rămas 1.500 și vor să recruteze în cadrul șantierului de la DSM la DVR, la care statul nu este acționar. Întrebarea mea este de ce statul român, reprezentant statul român, acceptă ca numărul de salariați să scadă sub 3.000, ajungând la 1.500 în momentul de față, și să transfere de la o societate la care statul acționar majoritar la o societate la care Damen Galați este acționar unic și Damen Olanda este beneficiar. Domnule ministru, vă rog. Da, vă pot răspunde foarte simplu. Nu am mai acceptat niciun program de restructurare. În 2022 și 2023 nu-l voi accepta fără o analiză clară a situației economice. După cum știți, acționarul minoritar a propus o adunare generală a acționarilor în care a solicitat o restructurare la care eu, Ministrul Economiei și Ministerul Economiei a spus nu. Și am subliniat acest punct pentru că într-o astfel de decizie trebuie analizate ambele părți. Eu cred că în acest moment, în contextul economic actual, șantierul de la Mangalia poate angaja mai mult personal, sunt comenzi, din câte știu, e un plan de afaceri pe termen mediu, sunt oarecum nemulțumit de faptul că acest plan de afaceri nu este discutat și cu reprezentanții sindicatului și asta i-am solicitat secretarului de stat să asigure această comunicare și să vadă, să facă un raport prin care să vedem cum noi, acționarii majoritari, vom interveni și pe partea de comunicare, dar și în deciziile de business pentru a asigura continuitatea acestui șantier. O ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Există vreun plan, vreo intenție, vreun gând până la urmă de a verifica toate privatizările importante din statul român pentru a afla dacă cei care au pus mâna pe resursele patriei au respectat planul de privatizare? Pentru că noi avem o campanie, hai să ne luăm resursele înapoi, și am arătat de-a lungul timpului în emisiunile noastre
multe lucruri care ar fi trebuit fi făcute și nu s-au făcut. Asta este întrebarea. Pe companii care, sau pe privatizări în care Ministerul Economiei a fost implicat, am primit un raport prin care mi s-a spus că o bună parte din aceste programe de privatizare au fost închise și au fost închise de mulți ani. Și atunci, prin structurile pe care le am în subordine, voi solicita informații suplimentare. Ceea ce însă știu la șantierul din Mangalia e că statul a devenit acționar majoritar în 2018, când au fost cedate eu mă refeream la toate celelalte. Vă mulțumim mult, domnule ministru, domnule Gobeajă, de asemenea o să ne conectăm acolo. Breaking news, domnilor și domnilor. Și ies la iveală detalii înfiorătoare. Peste 40.000 de oameni au raportat reacții adverse post-vaccinare COVID. Unele dintre ele sunt extrem de grave. Sunt sute de cazuri de miocardită, iar tulburări hematologice, dar și paralizie facială. Raportul care cuprinde aceste reacții a fost publicat pe Platforma Națională de Informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19, însă fără ca acest lucru să fie anunțat public. Și ni se alătură Alexandra Nistorescu cu toate detaliile. Bun găsit, Alexandra! Bun găsit tuturor! Este important să precizăm că vorbim despre un raport de activitate al Comitetului Național de Vaccinare în perioada în care a fost demarată campania de vaccinare împotriva COVID-19 în țara noastră, un document care are 162 de pagini și în care regăsim informații extrem de importante despre reacțiile adverse raportate după imunizarea împotriva virusului SARS-CoV-2. În total, 41.486 de reacții înregistrate la noi în țară, reacții despre care nu s-a știut până în acest moment, pentru că deși acest raport a fost publicat, cei de la Rovaccinare nu au anunțat public acest lucru. Foarte important, vorbim de peste 420 de cazuri de reacții alergice, de asemenea au fost înregistrate cazuri de miocardită, cazuri de tulburări hematologice, paralizie facială, șoc anafilactic, dar și alte afecțiuni extrem de grave. Atenție, în acest raport se menționează faptul că au fost și persoane care au avut nevoie de spitalizare în această perioadă și, atenție, în raport se mai menționează și faptul că în perioada aceasta au fost raportate și 26 de decese suspecte privind aceste reacții adverse. Să știți că am cerut și un punct de vedere de la reprezentanții Comitetului Național de Vaccinare, însă până în acest moment nu am primit nicio informație. Îți mulțumim frumos, Alexandra, și vorbim, oameni buni, acum despre un document care a ieșit prin surprindere și cumva aruncat așa în spațiul public fără niciun fel de tam-tam, dar care document a devenit viral. Principala îngrijorare acum a românilor sunt aceste reacții adverse. Documentul vorbește de peste 40.000 de reacții adverse în urma vaccinării. Iată povestea. Aceste cifre alarmante au apărut în spațiul public după ce specialistul în comunicare, Bogdan Oprea, fost purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății, dar și al unui fost președinte al României, a postat pasaje din raport pe pagina sa de socializare. Acesta susține că cei care s-au ocupat de campania de vaccinare au mințit în legătură cu mai multe aspecte ale acestuia. Din document aflăm că au fost 10.000 de reacții adverse, dar și că nimeni nu s-ar fi interesat ulterior de oamenii care au raportat aceste reacții adverse. Raportul de activitate al CNCAV indică acum negru pe alb 41.486 de reacții adverse post-vaccinare indezirabile. 41.486 de oameni. Aceștia sunt oameni, nu cifre. Oamenii despre care, pe durata vaccinării, autoritățile și CNCAV-ul nu au spus o vorbă, au mințit că nu există, că nu sunt grave efectele raportate de cetățeni. Iar multe dintre reacțiile semnalate de cei peste 40.000 de oameni vaccinați anticovid sunt grave. 10 cazuri de miocardită, 16 cazuri tulburări hematologice, 16 paralizie facială, 424 de cazuri reacții alergice, 12 cazuri șoc anafilactic.
rata de vaccinare în România a fost sub jumătatea populației, potrivit datelor oficiale. O singură întrebare se naște și cred că este o întrebare cu om cu scaun la cap. Dacă acest procent de în jur de 40.000 de reacții adverse se încadrează sau nu se încadrează în procentul acceptat de medicină, pentru că există efecte adverse la oricare alt vaccin pe care îl faci în viața pe care tu o trăiești. Dar asta o să ne explice ceva mai târziu specialiștii. Și, Laurențiu, să nu uităm că sunt mulți care nici nu au raportat. Aici sunt, vorbim de o evidență legală, cea care a fost înregistrată, pentru că evidența reală este triplă, domnule. Nu, nu, întrebarea mea este, hai să vă mai spun ceva, cei care sunt afectați, dacă nu cumva se încadrează în număr sau un procentul maxim de nu se încadrează, acceptat. Nu se încadrează. Știți foarte bine că eu am fost împotriva vaccinului de la începutul începuturilor și voi fi în continuare, pentru că am înțeles foarte bine aceste mecanisme. Și iată că încet încet ies la iveală acele lucruri pe care le spuneam în 2020-2021, când eram pus la zid, împușcat, știu eu, făcut în toate felurile, că nu mă colonez. N-am vrut să mă colonez și nu mă vaccinez și nu să mă vaccinez în viața vieților mele cu tipul ăsta de vaccin. Numai agresivitatea din comunicare publică mi-a născut 1000 de semne de întrebare. Știți care e problema? Dumneavoastră chiar trebuie să fiți felicitați pentru modul în care abordați profesionist acum subiectul. Chiar dacă la momentul respectiv a susținut lucrul ăsta, pentru că probabil așa a fost politica editorială, dar iată că în momentele în care adevărul este la iveală, îl dezbatem în spațiu public. Nu cred că a fost politica editorială, domnule Coarnă, pentru că știți foarte bine că eu nu am susținut acest... Eu vorbeam în Maria, știu, nu, dar vreau să spun că morții nu sunt înregistrați. Atenție mare, și vorbim de cei vii care au putut să reclame. Dumitru Coarnă, nu poți să arunci în spațiu public la o televiziune națională o umbră de frică, da? Pentru că acum, nu știu, 8 milioane de români, 10 milioane de români care s-au vaccinat, intră în fibrilație, că ce să vezi? Hai să fim un pic... De acord cu dumneavoastră, dar rămâneam în zona gri. În ceea ce spunem. Da, poate că suntem într-o zonă gri, dar de-aia vreau să consultăm specialistul. O salutăm pe doamna doctor Carmen Dorobăț. Eram bună ziua, sigur că doamna Dorobăț. Știu poziția dumneavoastră. Să rămână, rămâneți cu noi, stați o secundă, doamna. Doamna Dorobăț, Cristian Terheș, europarlamentar. Bună ziua, domnule Terheș. Doamna Dorobăț, acest raport, probabil că îl cunoașteți și dumneavoastră, cu efectele adverse, în jur de 40.000, mai mult sau mai puțin, anunță specialiștii. Eu vă întreb acum clar, se încadrează, nu știu, cifra asta într-un procent maxim acceptat de medicină sau deja e mult prea mult? Procentul maxim acceptat de medicină pentru administrarea unui vaccin este undeva în jur de 3-4%. Dacă veți face procentul, se află sub această valoare, dar nu știm dacă acestea per total reprezintă numărul de cazuri, pentru că, de exemplu, există o serie de simptome cu care pacienții noștri vin la medicul de familie, la noi infecționiștii, care apar după o perioadă de timp și ar fi foarte important să putem să le încadrăm în sindromul post-COVID sau eventuală complicație a administrării vaccinării. Aici încă mai sunt multe intervenții de făcut din punct de vedere al investigațiilor de laborator și virusologice și probabil că în timp vor ști să dăm mai multe răspunsuri. Ceea ce știm sigur, din punct de vedere medical, există un articol la care eu am mai făcut referire, publicat de colegii italieni, care vorbesc, pentru că am auzit de ceva decese despre care se făcea vorbire la dumneavoastră în emisiune, da, un articol publicat de italieni care vorbește despre o serie de 3 decese care au fost confirmate cu accidente tromboembolice și au dus la decesul pacienților respectivi. Da, știți de ce eu încerc să fiu foarte atent aici? Pentru că nu vreau să creez o isterie publică, da? Deja națiunea asta este isterizată și merge după urechisme. Sunt numai medici, epidemiologi, specialiști ca în războaie, toți sunt pe rețelele de socializare. Însă, domnul Glavan, eu vă întreb așa, apare acest document acum, din neant, așa, știind sau... eu sunt convins că acest document a fost postat
fără mare tantam, știind că se va rostogoli ca bulgările de zăpadă care vine la vale. Care e, până la urmă, scopul? Că vreau să mergem dincolo de ceea ce se întâmplă. Și în continuare noi cumpărăm milioane de vaccinuri. Păi, încă o dată, în fine, s-au dat și decorații înainte să se publice raportul. Acum asta este. Eu vreau să vă spun lucrurile așezate. Eu m-am vaccinat, i-am sfătuit pe părinții mei să se vaccineze, toată lumea este sănătoasă. De ce? Știam și la vremea respectivă că sunt cazuri și de decese. Sigur că da, în momentul în care administrezi un vaccin la miliarde, da, 100 de milioane de oameni, evident că se întâmplă fel de fel de cazuri. Și toate aceste sindrome, acea paralizie facială, care este un sindrom al vaccinării, apare la orice vaccinare, dar apare într-un procent foarte mic. Cum se spunea aici mai devreme, ceea ce înseamnă că vaccinul este sigur. Ori, dacă ai convingerea, ai încrederea că vaccinul te ajută, domnule, nu vă atunci... supărați. Câți oameni trebuie să aibă efecte secundare ca să puteți spune asemenea absurditate că acest vaccin este sigur? Vă întreb. Cam câți oameni vreau trebuie să moară să vreau aibă efecte? Spun... Vreau să vă spun în felul următor. Ca să evităm dezinformarea populației. Explicați-vă oamenilor. Degeaba vă răstiți la mine. Degeaba vă răstiți la mine. Nu vă supărați. Vorbim despre viața oamenilor. Da. Contează viața oamenilor, da sau nu? În Suedia, în Danemarca, un procent mult mai mare de oameni s-au vaccinat și rata mortalității este mai mică decât în România. România nici măcar... E nenorocire în vestul Europei. Rata mortalității excesive depășește media din 2016 și 2019. În România nici măcar nu s-au înregistrat decese. Pentru că românii nu s-au vaccinat și s-au vaccinat în vest. Așa cum s-au vaccinat. Și se laudă că a fost un succes vaccinarea, dar iată că nu a fost deloc un succes. Domnul, uitați-vă la mulțile suspecte care s-au triplat statistic vorbind. Numărul de cazuri, mulți suspecte, s-au triplat. Dar de ce a fost ascuns un asemenea? Tocmai din cauza asta a fost ascuns, pentru că știau foarte bine că acest vaccin nu este sigur. Nu e nimic întâmplător. Păi și nu este normal că este sănătatea omului. Să-mi arăți raportul, să văd că omul ăla, uite ce efect a avut și poate mă gândesc și o să ar fi să nu se fi impus această injecție oamenilor. Dacă domnul din studio vrea să-și injecteze el și familia sa, să-și o injecteze, n-am nicio problemă. Dar eu am fost contra obligativității vaccinării. Dar în momentul în care condiționeze exercitarea unor drepturi a cetățenilor României în cazul de față, că pe mine de român mă interesează, în momentul în care condiționeze exercitarea unor drepturi de injectare cu un astfel de produs medical, care n-a fost testat suficient, a avut o tehnologie nouă, iată că are în prezent o grămadă de efecte secundare adverse, nu ar trebui să răspundă cineva? Păi dumneavoastră știți că... Eu am fost contra vaccinării obligatorii și am postări publice în acest sens, nu doar în episodul acesta cu COVID, ci de acum 10-15 ani, de când circulau alți viruși. Am rămas constant de-a lungul timpului. Ceea ce vreau să vă spun este că întotdeauna atitudinea noastră trebuie să se bazeze pe studii științifice. Ori studiile științifice arată că există atât efecte adverse și că sunt chiar oameni care au murit în vreme ce s-au vaccinat la începutul vaccinării în Marea Britanie și acele cazuri au fost recunoscute, de exemplu cu AstraZeneca, care a și fost retras de pe piață ulterior. Dar asta nu înseamnă că nu există și efecte pozitive și că mulți oameni nu au fost salvați. La fel cum s-a întâmplat în țările nordice sau în Occident. Domnule, pentru mult mai puține decese au fost retrase alte vaccinuri, cu adevărat vaccinuri. Cel mai bine este să rămână o decizie individuală, așa? Nu mai puțin, v-ați spus problema. Să se ia individual, exact. Nu, dar pe termen mediu și lung vă puneți problema ce efecte poate să aibă acest vaccin? Păi nu știe nimeni. Pentru că n-au trecut încă 10 ani să vedem ce se poate întâmpla. Știți care este problema aici? Problema este foarte clară și este sesizată și de mulți oameni. Da? Nu a existat niciun prospect al acestor vaccinuri, fie ele Pfizer, AstraZeneca... Doamna Dorobăț ne spunea că există, secundă, că e siguranță, nu? Că e... Doamna Dorobăț. Domnul Marinescu, toată domnul... lumea ne-a spus că vaccinurile nu au efecte. Ascultă-mă un pic, că nu au efecte adverse, fără să arate un prospect în urma unei cercetări, da? Asta este problema, că atunci omul și-ar fi făcut vaccinul în cunoștință de cauză. Da, accept un efect advers sau nu accept un efect advers. Există, doamna Dorobăț, acum la un vaccin anticovid vreun prospect? Nu. În ceea ce privește știința privind de posibilele reacții adverse, noi am vorbit despre ele și vorbesc aici de limfadenopatii, de durerile de cap, de dureri la începătură la locul unde a fost administrată injecția,
Și tocmai ceea ce am subliniat, o serie de reacții adverse care au fost neașteptate și care au fost date publicității inițial, iar acum foarte bine că au apărut prin transparență și la noi, este vorba de cazuri de miocardită și cazuri de accident vascular cerebral prin accidente tromboembolice. Păi să mă iertați, extrem doamna, de grave, mai gravă decât o înțepătură. Să mă iertați. Eu am făcut 3 doze de Pfizer, da? Pentru că am zis că vreau să mă păzesc, pentru că toată lumea mi-a spus, adică toți specialiștii mi-au spus, păzește-te de COVID, Dumnezeule. Și eu mi-am făcut 3 doze. Să nu vă vaccinați. Ascultați-mă un pic, domnul Coarnă, da? Din fericire sunt sănătos, da, nu e o problemă. Dar nu mi s-a dat niciun prospect al vaccinului în momentul în care eu am făcut prima doză. Și, tot ceea ce înseamnă consiliere vis-a-vis de această vaccinare era făcută de către medicul de familie sau dacă nu de medicul de familie la locul unde au existat, doamnă, acele centre. Amintiți-vă că medicii de familie au fost scoși din această operațiune a vaccinării. Haideți, lăsați-o așa, că veneau la minus 70 de grade păzite de aviație, de tunuri, de tancuri. Stați-mi, și ce se întâmpla cu medicii care spuneau aveți grijă cu această vaccinare, da, că poate nu este bună. Dorobăzi, ce se întâmpla este, cu acești medici? Dar că nu aud. Nu aud. Nu auziți, că n-ați auzit niciodată decât ceea ce asta, vi s-a spus. Acum vă aud, acum mă rog. Acum auziți, sigur că da. La începutul vaccinului era păzit de aviație, de tuncuri, de tunuri, de tancuri, la minus 70 de grade, informații false că ea de la serie au furat vaccinul, ca să, niște de-astea, ca să păcălim poporul cu televizorul, iar dumneavoastră erați unul din artizanii a promovării acestui vaccin. Nu, stați puțin, dar aș vrea, doamna Dorobăz, aș vrea să vă rog. Vă dau voie că am fost în studiouri de multe ori și ați promovat. Vă rog, doamna Dorobăz, după care vreau să vă pun o întrebare. Deci, atâta vreme cât eu și toată familia mea ne-am vaccinat, poate înseamnă hârtie, că am avut încredere. Nu știm cum. Haideți să nu facem aluzii, doamna doctor. Sunt doar pe hârtie, știți cum e. Haideți să nu facem aluzii cu vaccinarea la chiuvetă. Vă rog, doamna doctor. Mai mult decât atât, trebuie să vă spun ceea ce am constatat eu strict prin activitate de zi cu zi la patul pacientului în toată această pandemie, este că au fost momente în două valuri, valul determinat de tulpina Beta și valul determinat de tulpina Delta, în care acest vaccin a venit în ajutor. Cum? În sensul că persoanele care erau vulnerabile nu au făcut forme atât de grave de boală, nu au ajuns în terapie intensivă. Doamne, la terapie intensivă... Doamna doctor, stați puțin, la terapie intensivă a fost mortalitatea... Numai puțin, domnul Terheș. La terapie intensivă mortalitatea a fost de 100%. Bun, domnule Terheș, vă rog, după care vreau să-i adresez o întrebare. Asta vă rog să documentați de la secție la secție. Păi statistică, doamnă, n-a scăpat nimeni de acolo. Vă rog, domnule Terheș, vă rog. Doamnă, e 100% mortalitatea. I-au legat medicii, i-au legat pe pacienți. Amintiți-vă cazul medicului de la Târgu Mureș. L-au legat pe omul ăla ca să moară, să fie sigur că o să moară. Amintiți-vă de cazul Benedict. Sper acolo să nu este o problemă care trebuie judecată. Amintiți-vă la Sibiu. Amintiți-vă la Sibiu când legau pacienții de pat. Despre ce vorbim? Vă rog, domnule Terheș. Domnul Coarnă, haideți să ascultăm și pe domnul Terheș. Să ne amintim, doamnă, trebuie să ne amintim lucrurile astea. Ministerul Sănătății din Australia a dat publicității un raport pe ultimele două săptămâni din decembrie cu privire la spitalizarea celor cu COVID din Australia. Nu este nicio persoană spitalizată în Australia în momentul de față care n-a fost vaccinată să fie bolnavă cu COVID și internată în spital. Toți care sunt internați la echivalentul secțiilor infecțioase din România sau la terapie intensivă sunt persoane vaccinate, iar cei mai mulți dintre cei internați sunt cei vaccinați cu peste 3 doze. Întrebarea pe care eu am față de doamna doctor e următoarea. Noi vorbim în momentul de față despre efecte secundare adverse, deci după ce s-a vaccinat persoana, dar contraindicațiile. Că absolut orice produs medical, dacă vă uitați pe prospectul lui, are contraindicații, adică nu-l poate lua o persoană, nu știu, bolnavă, de diabet, de inimă, care e gravidă, cutare. Care au fost contraindicațiile acestor pretinse vaccinuri? Și dacă persoanele care s-au încadrat în categoria respectivă au putut fi exceptate de la a primi vaccinul pentru a-și putea exercita drepturile și libertățile? Pentru că aici a fost problema. Medicii erau nebuniți. Categoric, da. Pe categoric, categoric da.
existau persoane care nu se încadrau în categorii de vaccinare, ce anume. Așa, și le puteați da o hârtie aveau... că nu se pot vaccina ca să-și poată exercita drepturile? Nu, din contră erau trimiși. Păi ați văzut, asta este o atitudine de ordin politic care nu o face medicul. Păi nu politic, doamnă, că eu asta spun. De ce dumneavoastră ca medic ne-ați cerut nouă politicienilor să dăm legi ca să impunem astfel de produse medicale oamenilor? Dumneavoastră ca medic trebuia să semnați pe propria răspundere un astfel de tratament unei persoane. De ce ne aruncați două politicieni în astfel de decizii medicale? Aici acolo, deci imediat vă răspund. Acolo unde am considerat că nu există capacitate de răspuns la vaccinul respectiv, am sfătuit pacienții să nu se vaccineze și avem astfel de patologii care contraindicau administrarea acestui vaccin și nu numai acestui. Da, doamnă, dar ăla nu mai putea să meargă cu avionul, nu putea să intre în mall, nu putea să-și exercite o grămadă de drepturi, asta vă explic. Aceasta nu îi mai este decizie de ordin medical. Păi este decizia dumneavoastră, că dumneavoastră ați venit și ați spus că este ok certificatul verde și impunerea vaccinării. De ce n-ați ieșit public atunci, că eu tot am spus și pe mine m-ați atacat de exemplu? De ce n-ați ieșit public atunci să spuneți exact ce spuneți acum? Păi n-aveau cum, domnul Tergăs, doctor, cu bani, nu puteau să spună adevărul. Păi să fie decizia medicilor, eu asta spun. Dumneavoastră ca medic, asumați-vă tratamentul medical și răspundeți pentru el, pe care îl administrați unei persoane. De ce trebuie oamenii politici să dea legi ca să-i constrângă pe oameni să se injecteze cu un astfel de produs medical? Asta nu poate răspunde niciun medic. Domnul Terheș, nu e vinovată doamna Dorobăț? Stați un pic. Ba da, sunt vinovați medicii, nu vă supărați. Sunt vinovați pentru că au achesat la această nenorocire. Eu am fost în studiu. Auzi, dar cocogeamul ăla de Voiculescu și de cum o cheamă pe aia și pe... Voiculescu, așa era adresat el. Cocogeamul de Voiculescu a fost implementat. Mihaela, cum o cheamă. Stați un pic. Dar doamna Dorobăț, am benzina la mine, stați așa. Eram la în studio de multe ori cu doamna Dorobăț, care spunea niște absurdități pentru mine și îndemna păi zicea așa femeia ce știa de punct de vedere medical. Doamna Dorobăț, deci domnul cineva vă sunați de la minister să spuneți ce... Eu m-am uitat pe declarațiile lor de avere, toți sunt sponsorizați din zona farmă. Cine? Toți, uite. Da. Mii de medici în România au fost cutite Pfizer, exact. Vă dau exemple dacă vreți. Mai am? Vreau să vă mai... Atât vreau, ajutați-mă. Sigur, pe mine nu o să vă mă găsiți pe lista respectivă. Ei, au mai fost și alte liste secundare. Nici pe dumneavoastră nu v-au trecut pe listă, nu? Au mai fost și liste secundare, lăsați. Bun. Nu sunt pe lista respectivă. Bun. Am două întrebări pentru dumneavoastră, doamna Dorobăț. Ce e cu varianta asta Kraken sau cum Dumnezeu se cheamă? Îmi răspundeți imediat, dar înainte Flurona. De asta, Flurona, Kraken, smântână, cum îl cheamă? Domnul Terheș, vreau să mă lămuriți dumneavoastră. De ce nu vrea șeful ăla de la Pfizer să vină să fie audiat în Parlamentul European în legătură cu vaccinurile? De ce se ascunde? În primul rând, comisia respectivă din, sau această comisie din Parlament, să spun că sunt în Parlament, a pornit ca urmare a unor conferințe de presă pe care le-am inițiat eu cu trei colegi, unde am început să expunem toate aceste nereguli, să spun, din spatele acestei campanii de vacinare. În momentul în care, CEO de la Moderna a venit, că el a venit primul și aici omul e de apreciat pentru gestul respectiv, a venit și eu i-am pus niște întrebări cu privire la vaccinul Moderna. Moderna, care în momentul în care a cerut autorizație pentru Europa, a prezentat studii din 2017. Păi eu am și l-am întrebat public. Păi zic că virusul COVID a fost descoperit sau am aflat despre el în decembrie 2019. Cum este posibil ca voi să veniți cu studii ale acestui vaccin din 2017? Înseamnă că a știut despre virus dinainte. Și n-a fost să răspundă. După, eu vorbesc despre declarații publice asumate, nu de pe surse sau pe cutare. Tot a fost înregistrat. E înregistrarea discuția pe internet. În urma interacției respective, deși în primă fază Albert Bourla, CEO de la Pfizer, a spus că vine la această comisie, după aia n-a mai dorit să vină. I s-au trimis în urmă cu două luni de zile o serie de întrebări la care să răspundă în scris, a refuzat să răspundă. Și atunci asta e și te întreb. Reprezentantul Pfizer care a venit la întrebarea unui coleg dacă vaccinul sau injecțiile Pfizer au fost testate pentru oprirea transmisiei virusului, respectivul reprezentant de la Pfizer a ieșit și a spus, citez, nu a fost testat pentru oprirea transmisiei. Și atunci eu vin și întreb, pentru ce au fost de fapt oamenii vaccinați cu această injecție? Că vaccinul putem numi. Că nici nu oprește transmisia, nici nu-ți oferă imunitate. Adică te îmbolnăvești și după ce ești injectat cu produsul respectiv. Nimeni nu poate să răspundă și acum când stai și te uiți în spate la sumele imense. Păi s-au achiziționat 4,6 miliarde de doze de vaccin în Europa numai.
pentru 71 de miliarde de euro? Păi unde, vă dați seama, sunt peste 10 doze de vaccinuri pentru fiecare om care trăiește în Uniunea Europeană. Este absurd. Dacă acest vaccin este atât de eficient, cum să cumperi, domnule, 10 doze? Am înnebunit cu toții? Păi de ce trebuia să spună de la început? Domnule, nu-ți trebuie o doză, îți trebuie 15 ca să te protejezi. Că poate oamenii aveau alte decizii, dar în primă fază ni s-a spus dacă te injectezi cu o doză, după aia s-a descoperit că nu te imunizează să mai iei încă una, după aia mai iei boosterul, după aia al doilea, al treilea, al cincilea booster. Deci e nebunie. Dar încet, e și bine, dar e și trist. E bine că lumea află de lucrurile acestea, e trist pentru că foarte mulți oameni au efecte secundare, din păcate irreversibile, în urma acestor produse medicale și destul de mulți oameni au murit. Și nu e domnul o opinie Terheș, personală pe care auzit, o... Domnul Terheș, n-ați auzit, domnule, că e în procentul maxim admis de medicină? Păi nu, domnule, acum serios. Deci eu când aud vorbindu-se, păi nu vă sunt, care e diferența între cum gândeau ăia în perioada nazistă, când îi viveau pe oameni ca numere. Nu vă supărați. Erau și ea tot în proces. Așa, da. Am ajuns. Bun. Păi, okay. Eu asta, dacă vă uitați la discursurile mele din Parlament, exact asta am spus din prima clipă. Pentru că atunci când eu țin minte în aprilie 2021, când am fost chemați toți să venim să votăm pe implementarea certificatului verde, am pus o singură întrebare celor care au venit și ne-au spus că trebuie impusă vaccinarea. Zic, poate cineva muri după vaccin, da sau nu? Atâta vreau să știu. Și mi-au zis, dar câte vieți salvăm? Nu aia a fost întrebarea. Poate cineva muri după vaccin, da sau nu? Păi zice, și de azi vii poate muri. Nu aia a fost întrebarea. Poate muri cineva? Și au zis statistic, probabilistic, da. Zic, eu nu pot vota cu așa ceva. Pentru că eu nu pot să expun pe nimeni la risc. Mai ales când e o chestiune de viață și de moarte. N-am o problemă dacă e alegerea persoanei, să se înțeleagă cu medicul, noi să le dăm toate informațiile, dar alegerea trebuie să fie doar personală. Bun, și dacă sunt informațiile, sunt informațiile corecte, atunci persoanele aleg. Dar cum se corect. Cheamă, eu asta și așa ar trebui să fie normal în orice societate democratică. Kraken și Flurona. Ce s-a aleat, doamna Dorobos? Gripă cu COVID, ce o combinație... Flurona cu Kraken, ce spectru ne mai amenință acum? Nu neapărat ne amenință, pentru că acest Kraken, noua tulpină apărută, din fericire, până în momentul de față, nu ne-a dat forme grave de boală, fiind tot o variantă de Omicron. Și din fericire, Omicronul care circulă în momentul de față și la noi în țară, nu dă forme grave de boală. Florona de care vorbiți este infecția concomitentă cu virusul, cu un virus gripal, indiferent dacă vorbim de gripa A sau B, și coronavirus. Într-adevăr, ca orice asociere a două infecții simultane și care atacă același aparat, aparatul respirator, evident, aceste infecții mixte determină forme mai grave de boală. Dar deci ar fi bine să mă duc să fac a patra doză, doamna Dorobăț? Deci, doza de vaccin anticovid se va face optim, spun eu, este părerea mea personală, în momentul în care vom avea un vaccin specific antitulpină circulantă, respectiv specific anti-Omicron. Domnul Terheș, mai aveți timp să vă vaccinați, că vine Kraken cu... Eu nu mă vaccinez și nu m-am vaccinat. Dar știți cine e Kraken-ul ăla? Ați văzut pirații din Caraibe, nu? Kraken era caracatița aia uriașă care păpa nava cu totul. Aia auziți, nu vi se pare interesant, de exemplu, că în 2020-2021 și începutul 2022 n-au fost cazuri de gripă? Nu, cu cine, cum se poate explica chestiunea aceasta? Că din 2020 au dispărut doar în România, în lumea întreagă cazul de gripă și acum apare și gripa cu COVID. A dat-o în COVID, că era sfioasă fata. Dar știți ce se întâmplă? Că eu tot încerc să determin și să vă determin să discutăm cumva la rece toată povestea asta, pentru că oamenii deja încep să se agite. Știți că s-a împărțit lumea între cei care s-au vaccinat și au acceptat recomandările medicilor, ale autorităților, și oamenii care au spus nu mă vaccinez. Din nefericire, cei care au spus nu mă vaccinez, în spațiul public, în urma apariției acestui raport, doresc clar moartea celor care s-au vaccinat. Deci asta este România, măi, fraților. Și nu cred că doar în România. Vă jur, deci... Și viceversa, cei care se vaccinau și spuneau că... Nu trebuie, pentru că ăsta a fost scopul. Ne-a fost partea unui experiment social. Asta s-a dorit. Să se creeze un conflict între vaccinați și nevaccinați, la un moment dat să se dezbine populația. Exact, nu, e abordare greșită.
Și eu rămân la părerea că, domnule, cine vrea opțional să se vaccineze, este o problemă personală. Eu am fost operat de mai multe ori. Dar întotdeauna, înainte de intervenție, mi se prezenta tot ceea ce însemna să urmeze care medical și semnam. Și semnam. Adică, domnule, mi-au dat atât. Stați puțin, dar, domnule Terheș, domnule Coarnă, vă aduceți aminte că cei care se vaccinau și erau contra nevaccinaților. Spuneau, voi, uitați ce faceți, ne dați boală. Adică, să nu mai intre în spital, să nu mai... Exact. Să moară în chimie. Dar vedeți că e un scandal imens acum în Statele Unite, pentru că Elon Musk, după ce a preluat Twitter-ul, începe să publice o serie de mesaje pe care le-a primit în primă fază de la FBI pe diverse chestiuni, dar acum de la Casa Albă, mai ales de când a venit Biden, pentru a bloca o serie de informații despre vaccinuri pe Twitter. Și ultim, chiar ieri a publicat un alt foileton cu chestia asta, în momentul în care un profesor a venit și a vorbit despre imunitatea naturală, există un mesaj de la unui, mă rog, din echipa lui Fauci, care l-a trimis la Twitter, ca să șteargă postarea respectivă și să blocheze absolut orice alte informații pe Twitter care vorbesc despre imunitatea naturală. Și aduceți-vă aminte că în 2020-2021 mi se spunea că imunitatea chipului dată de vaccin e mai puternică decât imunitatea naturală. Au fost reclame în România care îi rulau cu următorul dacă mesaj. Ia-ți doza de libertate! Păi nu vă supărați! Dacă îi contraziceai atunci, te băteau. Și totuși, vă rog, domnule Terheș și domnule Coarnă, să încercăm să fim echilibrați, pentru că, repet, nu vreau să declanșăm o isterie în spațiul public acum. Deci este foarte clar. Da, într-adevăr, este de netăgăduit că sunt oameni care au avut efecte adverse. De asemenea, nu poate nimeni contesta faptul că toată această vaccinare s-a făcut cumva mai după colț, fără ca oamenii să fie informați, fără ca să știm foarte exact care sunt efectele adverse și complexe ale vaccinării. A fost până la urmă o problemă de alegere, dar moral vorbind, a fost acea impunere că vaccinații nevaccinații nu trebuie să căutăm acum vinovați, trebuie să aflăm, măcar de acum înainte, că iar se aruncă pe piață, că vine Kraken amestecat cu Flurona, mâine, poi mine vine Coco Jumbo, vine amestecat cu Agado Power și tot așa. Pot fi de acord parțial cu dumneavoastră cu să nu căutăm vinovați. Trebuie să căutăm vinovați. Haideți să mergem la Raed Arafat. Haideți să mergem la Ministerul Sănătății, să verificăm acolo. Mergem la domnul Voiculescu. Ascuns informații, amintiți-vă ce ne desfătuia. Dar știau ei informația asta? Bineînțeles că știau. Categoric da. Da, da. Haideți să ne vă mai spun o dată, da. Uitați-vă că domnul Terheș v-a spus că aveau testări efectuate în 2017. Apropo de domnul Arafat, domnul Arafat la un moment dat a împrăștiat un fake news foarte periculos, acela că dacă nu se vaccinează copiii, riscă să fie bolnav de diabet sau de toată viața. Ceea ce era un fake news. O să reluăm subiectul, vor apărea foarte multe comentarii și luări de poziție vis-a-vis de acest raport. În câteva minute, mulțumim doamna Dorobăț, domnul Terheș, mai rămâneți cu noi. În câteva minute o să discutăm despre o ședință a coaliției. Pare se pe surse, doamnelor și domnilor, că se discută acum despre rotativă și despre împărțirea ministerelor. Cine e pe acolo, cine nu vrea să lase toate acestea în câteva minute. Virgil Popescu rămâne la energie. În mai o să fiu primul ministru al României. E o onoare să fii prim-ministru, nu e pe dorințe. Dacă nu se face această rotativă, altă variantă decât alegerea anticipate nu există. Rotația la funcția de premier se va produce pe 25 mai. Doar 4 luni au mai rămas până când la Palatul Victoria va ajunge alt premier. Potrivit înțelegerii din coaliția de guvernare, în luna mai, premierul Nicolae Ciucă își va da demisia. Moment în care pică tot cabinetul și se revine în Parlament cu un nou program de guvernare și un nou premier. De data aceasta dat de social-democrați. Marcel Ciolacu este în cărți pentru șefia guvernului. În mai o să fiu primul ministru al României dacă Partidul Social-Democrat va considera că eu sunt persoana potrivită. Rotația la
funcția de premier se va produce pe 25 mai, așa cum am stabilit. Însă nu doar șefia guvernului va ajunge la PSD, va fi și un schimb de ministere. Potrivit înțelegerii, dacă va fi respectată, transporturile și finanțele vor fi transferate de la PSD la PNL, iar justiția și fondurile europene de la liberali la socialdemocrați. Și funcția de vicepremier va ajunge la PNL, însă, potrivit unor surse politice, Ministerul Finanțelor și cel al Transporturilor sunt ministere importante și PSD nu ar vrea să renunțe la ele. Nici cei doi miniștri nu vor să-și dea portofoliile. Aceeași situație este și la liberali. Sunt și alte tensiuni. Socialdemocrații sunt nemulțumiți de ministrul energiei Virgil Popescu. Liberalii nu sunt însă dispuși să-l schimbe. Liderii partidelor de guvernare trebuie să închidă în prima jumătate a anului legi importante, printre care legile educației sau legea salarizării. Ce frumos, ce înălțător. Însă, eu vă întreb, aveți fiecare câte un minut să vă spuneți părerea. Domnul Glăvan, primul. Credeți că scenariul acesta va sta în picioare, în sensul că va avea loc cu adevărat rotativă? Da, eu cred că da, pentru că trebuie să luăm de bun simț, da? Trebuie să luăm at face value ce ne spun politicienii. Ei și-au asumat că vor face rotativa asta și mă aștept să se țină de cuvânt. Ca întotdeauna, acum că de multe ori au treșat, e altă treabă, dar eu mă aștept că se vor ține de cuvânt. Și, o întrebare ajutătoare. Sunt miniștrii care pot spune la ministerele grase, da, mă refer aici la transporturi în general, care zic, domnule, dar noi avem niște proiecte, cum să lăsăm noi ministerul ăsta în rotativă? Și cum se vor avem împărți banii? Avem nevoie de bani în campanie. Bun, asta este blestemul politicii din România, aceea că, de fapt, totul se judecă foarte mult totul personal, pe persoană fizică și pentru interesul clientelar sau cel mult al unui partid. Însă, ceea ce îl interesează pe cetățean este ca, indiferent cine este, știți că o instituție nu trebuie să stea într-un om de acolo, nici măcar în cel care conduce instituția aia. O instituție bună este cea care merge și când șeful nu e acolo. Și când, indiferent dacă se face o rotativă sau nu. Teoretic, ori noi nu avem instituții bune aici. Nu aveți dreptate în teorie. O să fie Ciolacu, o să fie Ciolacu premier. Pentru mine este nerelevant dacă se schimbă Nicolae Ciucă cu Marcel Ciolacu, pentru că vom rămâne fix în aceeași logică a slugilor. Și Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu sunt fix scoți de topor și sigur că ei sunt buni executanți. Astea sunt povești, polițistul bun, polițistul rău, încearcă și ei să mențină viu electoratul, dar în fond problemele rămân aceleași, fără niciun fel de soluții din perspectiva lui Marcel Ciolacu sau lui Nicolae Ciucă. Domnul uitați-vă, Tergeș, vă uitați-vă cu minut. Asta închid. Am avut moțiune simplă pe Virgil Popescu de două ori, iar PSD nu a votat acea moțiune simplă, deși în spațiu deși public, critică, da, deși în spațiu public sunt nemulțumiți de Virgil Domnul Popescu. Tergeș. Și atunci vă dați seama de ipocrizie. Întrebarea este dacă această coaliție va putea sau nu să conducă România, pentru că așa cum se vede până în prezent, ea a fost incapabilă să o conducă. Și intenționat folosesc această expresie de a conduce România, pentru că vedem în situația Schengen. România n-a intrat ca urmare a politicii proaste duse de actualul guvern și de către președinte. Uitați-vă la distrugerea sectorului energetic, termoenergetic, uitați-vă la PNRR, absurditățile care s-au acceptat în acest program național de redresare și reziliență. Prin urmare, schimbăm, ce să spun, aceleași partide care au dus, din păcate, au blocat țara un an de zile. Nu am prea mari așteptări de la această coaliție. Sper că în 2024 românii să voteze patrioți în funcții publice, să poată cu adevărat conduce această țară. Bun, vă mulțumim foarte mult. A venit momentul să mergem în cealaltă studio la colega noastră Delia Brânceanu, care ne așteaptă la Daytime News. Bun găsit, Delia, ce ne-ai pregătit? Bună ziua, Ana Laurențiu. Campania de vaccinare a fost un fiasco, însă cei care au condus o spun că misiunea a fost un succes, asta cu toate că nu s-au vaccinat nici măcar jumătate dintre români, iar 10.000 de oameni au raportat efecte adverse, unele dintre ele foarte grave. De ce a fost ținut secret raportul vaccinării? Ce ascunde? Aflați în doar câteva minute când vorbim și despre noile decese cauzate de gripă. Încă 3 cazuri au fost raportate în urmă cu puțin timp la Sibiu. Venim cu detalii imediat. De la ora 17 vă arătăm și cum Suedia îi cântă în strun Austriei. Țara scandinavă a preluat șefia rotativă a Consiliului European, însă nu are de gând să pună pe ordinea de zi aderarea țării noastre la spațiul Schengen. Cum s-a ajuns aici și ce răspuns au pregătit oficialii de la București, vă spunem imediat. Vorbim de asemenea foarte important și despre ratele românilor care explodează din nou și asta pentru că BNR a majorat dobânda cheie iar până la 7%. Sunt deja oameni care au rate
rate duble și o nouă majorare îi va duce în imposibilitate de plată efectiv. Câți români riscă să rămână fără casă, venind cu datele îngrijorătoare de la fix. Și tot atunci mergem și peste ocean, în California, mai exact, unde inundațiile fac ravagii. Un oraș întreg a fost evacuat din calea apelor, mai multe vedete au rămas fără case. Despre cine este vorba, vă spunem la ora 17 la Daytime News. Ana Laurențiu, mulțumesc! Și noi mulțumim, Delia, mulțumim și invitaților. Mâine, nu? Mâine de la aceeași oră, numai bine!